Am revenit în direct la doar o cifră să-ți mai spun. Rămăsesem la capitolul impozitare. Invitatul meu, cum v-am spus la început, domnul Valentin Ionescu, consultant de management. Ce vreau să vă mai întreb în legătură cu impozitarea? Impozitarea pe venitul global, să zicem că ne-am digitalizat și va fi posibilă crearea acestui impozit global sau venit global și după aceea impozitarea lui. Să nu mai împărțim în funcție de câte contracte ai, cum să luăm contribuții sociale pentru fiecare bănuț în parte, de acolo, de acolo, dacă ai 3 joburi sau 2 sau câte ai. Simplificarea, într-un cuvânt, a sistemului ar aduce mai mulți bani la buget înainte de a discuta despre orice altceva, progresiv, impozitare progresivă sau... Nu. Deci comportamentul oamenilor este determinat în general de cât plătesc ei la stat. Adică de presiune fiscală, în principal. Și administrarea fiscală joacă un rol, că la asta vă referiți dumneavoastră, adică dacă sistemul este mai simplu, teoretic, propensiunea de a plăti e mai mare. Nu, nu e așa. Din păcate, nu este așa. Adică oamenii se gândesc întotdeauna la venitul lor și la schimbul pe care ei pun în balanță și schimbul ăsta. Adică dacă eu dau un impozit la stat, care este schimbul pe care statul mi-l oferă în ceea ce privește serviciile publice și calitatea acestora? Și dacă în continuare există nu doar percepția, ci realitatea că acestea sunt de slabă calitate, propensiunea lui de a plăti va fi mai mică și va căuta întotdeauna niște portițe. Problema simplității, la care vă referiți dumneavoastră, hai să spunem că nu ține cont de evaziune. Aia nu o elimin prin asta. În schimb, elimin, să spunem, acele portițe legale de a plăti mai puțin. Că și asta este o problemă. Sunt două aspecte. Unul este evaziunea fiscală, unde nu știe nimeni cât e, tot aud niște cifre, mă rog. Dacă este evaziune, în mod evident, n-ai de unde să știi cât este. Și ocolirea plății taxelor pe căi legale și pe care, de regulă, ți le fac fiscaliști. Acum, în totalitate, sistemele fiscale nu sunt perfecte. N-ai cum să-l faci perfect și atunci întotdeauna vor fi niște căi de ocolire la plată. Dar dacă sistemul cât de cât e bine pus la punct, dacă este clar, aceste portițe se reduc. Asta e tot. Dar nu elimină evaziunea. Acolo e un alt tip de comportament. Am înțeles. În luna ianuarie au crescut încaselele la buget cu 20% în medie. Da. Păi de unde minunea? Păi minunea vine din faptul că am avut ordonanța Trenuleț în care s-au redus... s-au eliminat acele reduceri la cota de TVA de 5-9%. De pildă, vedem o creștere de peste 20% la TVA. Și asta este una dintre explicații. La venituri, și acolo avem o creștere. E posibil acolo, pentru o parte din pensii, atenție, la 4,7 milioane, cam o treime ar avea impact. Un pic mai mult de o treime care ar avea peste 2000 de lei. Deci 4,7 milioane de persoane. Mi-e greu să cred că impactul pozitiv ar fi și din salariul minim, pentru că majorarea a intervenit mai demult în toamnă și probabil va surveni la 1 iulie. Cât privește majorări salariale în sectorul privat, deocamdată ele nu au operat. În multe firme se negociază contractul colectiv de muncă. Unde s-a încheiat? S-a încheiat. Ok. Deci, de aici poate să vină. Degeam inerțial am din trecut, să spunem, la majorări de salariu minim, oarecum au niște creșteri, și din pensii, la majorarea punctului de pensii, care acum e la 2032. În altă parte nu văd. Deci sunt toate șansele ca tendința să nu se păstreze.
Și în următoarele luni, odată cu calmarea... Estimarea cu privire la creșterea cheltuielilor de consum că există, deci crește, asta înseamnă o creștere de venit. Vom vedea dacă este adevărat sau cât va fi. Se negociază majorări salariale. Deci anul acesta vor fi majorări de salarii, nu vă pot spune eu acum cât, pentru că n-am de unde să știu. Iar în estimări, poți avea o încredere cu niște marje de eroare. Întotdeauna te uiți, cum precizam mai devreme, ce anume contează aici, numai venitul estimat sau și creșterea cheltuielilor de consum. Te uiți în amândouă, de regulă, niște date agregate. Aici mai putem pune și inflația? Inflația este influențată de creștere de venit, respectiv de cheltuiala de consum. Da, firește. Și atunci, ce spuneam mai devreme, în debutul emisiunii, reconfirm. Și anume, dacă ai o creștere de venit, există și această tentație de a crește prețurile și ținta, care e destul de ambițioasă pentru acest an, undeva la 6%, să nu se realizeze. Acum e de 7,4. De fapt, este efectul măsurilor fiscale intrate în vigoare la început de an și luate anul trecut în decembrie pe ordonanța Trânuleț. Bine, tendința asta nu se va păstra, adică urmează o ușoară decelerare a inflației. Spun ușoară, adică nu va fi un ritm prea alert aici. Și cam asta se va întâmpla. Deci pe venituri, când mi-a spus această întrebare, părerea mea este că vor avea loc creșteri salariale. Ce mă îngrijorează este că nu există o corelație strânsă între productivitate și această creștere salarială. Da? Și costul cu forța de muncă la fel. Are o tendință de creștere. Și pe măsură ce costul cu forța de muncă crește, presiunea pe angajator este foarte mare și asta are impact în piața muncii. Adică trebuie să te gândești tu ca angajator, bun, dacă am un cost atât de ridicat, ce fac? Cresc prețurile, nu mai fac angajări. Comportamentele aici diferă de la caz la caz. Da, să spunem că o să scadă presiunea pe sau o să se reducă acele costuri cu forța de muncă. Prețurile nu vor da înapoi. Nici costul cu forța de muncă nu are tendința de scădere, îmi pare rău. Deci pe măsură ce pretențiile salariale sunt mari și productivitatea nu crește, nu cunoaște aceeași dinamică, atunci costul cu forța de muncă e o mare problemă. Mai există și promisiunea legată de salariu minim. Aceasta, exact. Și aici este o discuție foarte mare. Eu reclam de mai mult timp, nu e din inspirație personală, evident, că productivitatea muncii nu este aceeași pe ramuri economice, ea diferă de la ramură la ramură, ca și costul cu forța de muncă. Și atunci, normal, nu poți avea un salariu minim pe țară. Adică, pe unii nu îi afectează atât de puternic negativ, și mă refer la acele firme care au salariați, dar care sunt plătiți mai mult decât la salariu minim, pe alții îi afectează, cei care au, să spunem, predominant salariații plătiți la salariul minim, evident că îi afectează. Da? Deci aici este o problemă care ar trebui rezolvată. E adevărat, există și o directivă europeană care stabilește un raport între salariul minim și undeva la 60% din salariul mediu brut pe economie, dar o asemenea țintă e foarte greu de realizat. Deci ea depinde de, și de alți factori, cum spuneam, în principal de productivitate. Dar care ar fi soluția aici? Să renunțăm la salariu minim? Există teama că angajatori, o parte dintre angajatori, vor plăti și mai rău forța de muncă. Corect. Și atunci stabilești un prag minim, tu prin lege, și poți să spui așa, eu, Guvernul României, stabilesc salariu minim în sectorul public, unde sunt eu angajator, de atât, și aici, atenție, iarăși e o problemă sensibilă, pentru că ca să nu ai migrație pe profesii similare din sectorul privat în sectorul public, pe profesii care nu sunt similare, evident nu se întâmplă migrația asta, iar pe de altă parte, să las sectorului privat posibilitatea
de a negocia un salariu minim peste acel prag pe care tu l-ai fixat, minim. Nu ăla din sectorul public, ăla poate să fie măricel. Nu. Ai stabilit pentru economie un prag care, să spunem, nu, peste care nimeni nu trece. Și eventual, dacă se pot negocia peste această valoare salarii minim, nu e nicio problemă. În sectorul IT, ca să vă dau un exemplu, de ce ar trebui să fie salariu minim 3.300 de lei? O să-mi spuneți, oricum nu plătește nimeni 3.300 de lei. Ok, așa este. Dar poți să stabilești salariul minim în sectorul respectiv, cu titlul de exemplu, la 6.000 de lei sau la 7.000 de lei. În sectorul industrial, unde ai randamente bune, ai productivitate mare, la fel, în sectorul energetic. Nu trebuie neapărat să dai salariul minim cât îți stabilește guvernul. Dar și guvernul trebuie să se pondereze. Adică nu să crească la 6 luni sau la un an salariu cu niște valori care nu pot fi susținute de micro-întreprinderi, atenție, de întreprinderi mici sau de anumite sectoare unde clar profitabilitatea este scăzută. Am înțeles. Un eveniment major al începutului de an a fost introducerea e-facturii. Da. Unii sunt mulțumiți, alții nici. Alții sunt nemulțumiți. Acum, care au fost efectele în economia privată? Au fost costuri de implementare, presupun? Sunt costuri de implementare pentru că unii apelează la firme care să le facă, de fapt, toată treaba asta de conversia facturilor către ANAF. Alții n-au avut probleme. Eu lucrez la o firmă în producție materiale de construcții. Noi nu am avut probleme cu aplicarea sistemului să intri în spațiu virtual privat și ulterior să introduci în sistem UBL facturile respective. Nu a fost o problemă. Alții au avut această problemă. Unii s-au... A fost o chestiune de gestiune a softului care ușor începe să se redreseze. Noi știm situația din ianuarie și se tot discută inerțial de ce a fost în ianuarie. Acum suntem în martie, vedeți că nu mai sunt atât de multe discuții despre subiectul ăsta. Ceea ce înseamnă că situația doar pe termene și amenzi. Aici mai sunt câteva... E adevărat. La dublare de facturi sau... Da, nu, repet, noi de pildă la fabrică nu am avut această problemă. Alții au avut problema asta. Dar știți ce n-am înțeles? Care a fost sensul introducerii e-facturii? De exemplu, evazioniștii care nu făceau facturi nici ei nu pe partea facturi. Cealaltă nu o să facă niciodată. Uniunea Europeană așteaptă acest sistem din partea tuturor statelor membre. Noi trebuia să-l introducem mai de mult. Înțeleg că din 2022 a fost un pilot în tranzacțiile cu statul, firmă-stat, pe achiziții și la anumite produse de risc ridicat. S-a introdus de la 1 ianuarie, de la 1 iulie știm că se generalizează acum facturile către noi, consumatorii finali, nu fac parte din categoria asta, da? Dar sistemul se va generaliza în ideea în care reduce evaziunea fiscală. Un impact pe evaziune fiscală s-ar putea să aibă, dar nu știu în momentul de față dacă ANAF sau Ministerul Finanțelor are capacitate de analiză pe fraude. Și nu spun numai eu treaba asta. Adică din când în când tu trebuie să faci un sondaj, trebuie să vezi, să faci o evaluare dacă într-adevăr acest sistem permite o încasare mai bună față de anul precedent și depinde ce compari acolo. Da? Bun, puteți să-mi spuneți dacă a crescut numărul de tranzacții în economie, au crescut și încasele astea, înseamnă că e bun? Nu. Trebuie să vezi, să te raportezi la un anumit număr, ce se întâmplă. Dar nu știu ce metodologie de evaluare are Ministerul Finanțelor sau ANAF aici și cum evaluează și riscurile sistemului și riscurile de fraudă. Da, cum va funcționa e-factura în cazul unei relații persoană juridică, persoană fizică? Aici iar... Asta va începe la vară și vom vedea atunci cum funcționează sistemul. Deocamdată nu știm. Da, o să nu fie vreo surpriză și aici. Credeți că e un lucru pozitiv introducerea e-facturii? Da, eu văd un lucru pozitiv în asta pentru că scopul exact ăsta este de a reduce evaziunea fiscală. Dar efectele se vor vedea în timp, adică
Tu, practic, în mod normal, trebuie să introduci în sistemul ANAF facturile respective. Dumneavoastră însă ați dat un exemplu. Bun, dar sunt samsari care vând mărfuri fără nicio factură. Îi deranjează cineva? Nici înainte nu făceau, nici... Da, da. Nu îi deranjează cineva? Nu prea. Nu, deși atenție, că nu sunt invizibili. Nu sunt deloc invizibili, îmi pare rău. Adică este imposibil ca o marfă să fie ridicată dintr-un depozit, dacă ne referim la cereale. Vă aduceți aminte că la cereale era discuția cea mai mare cu privire la evaziune, mai cu seamă pe TVA. Nu ai cum să ieși pe poarta unui depozit și să nu fii văzut. Îmi pare rău. Și aici vii și cu alte măsuri, dar deci e-factura, practic, trebuie să completeze alte măsuri de reducere a evaziunii fiscale. Nu spun că este suficient. Da, dar aici ne întoarcem iar la digitalizarea ANAF. Da. Așa este. Există un procent important, din ce am înțeles, de rezistență la schimbare, chiar în interiorul ANAF. Adică digitalizarea s-ar putea să nu convină, în primul rând, sistemului și după aceea... Da, acum nu vreau să speculez aici de ce. Pentru că chiar nu am probe. Da. E, până la urmă, ca să nu speculăm, putem să spunem că e un fenomen acesta de rezistență la schimbare, întâlnit peste tot în lumea asta. Sigur că da. Nu numai la noi, nu l-am inventat noi români. Putem să facem multe comentarii aici. Orice comportament uman este determinat de un interes sau de un cumul de interese. Prin urmare, aici discutăm de interese, nu de o lipsă de raționalitate. Da. Dar, repet, nu vreau să speculez, sigur. Pot fi aranjamente care să existe între un controlor fiscal și un plătitor de taxe, sau nu. Credeți... La asta mă refer, dar n-am dovezi acum să spun asta. Credeți că evaziunea are și un rol de protecție socială în continuare? La un moment dat, pe la mijlocul decenului trecut, s-a recunoscut asta mai direct sau mai indirect. Se continuă cu acest, hai să-i spun, concept, deși da, prea prețios. Are și nu doar un scop social, adică și economia. Există un anumit grad de toleranță peste tot în lume vis-a-vis de evaziune fiscală și se poate calcula cam cât la sută poate să joace un rol pozitiv. Acum discutăm tehnic, nu moral sau imoral. Sigur, evaziunea fiscală nu este de dorit, dar într-un anumit procent ea nu joacă un rol negativ. Atenție! Adică poate să stimuleze consumul și automat o industrie, două, trei, pot avea de câștigat din asta. Dacă este însă un fenomen pe scară largă, atunci e problematic. Dacă suntem într-o țară bananieră unde serviciile sociale sunt foarte proaste, asistența socială este foarte proastă, acolo evaziunea fiscală joacă un rol pozitiv pe o scară destul de largă, să știți. De ce? Pentru că nu ai alte sisteme compensare, nu te poți acoperi altfel. Deci, până la urmă, numai făcând evaziune, având la dispoziție un venit ilegal, e adevărat, tu poți să te protejezi. Da? Aici, în România, să spunem că nu suntem, sau nu mai suntem chiar în situația asta, deși suntem nemulțumiți de calitatea serviciilor publice. Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul de țară. Suntem în continuare la BB-, da. Mă rog, 3DB-. Da. Cu perspectivă stabilă, însă agenția de rating vorbește de o consolidare fiscală. Și dacă aceasta nu se va face, va revizui în sens negativ ratingul de țară. Da. Ce înseamnă consolidare fiscală, ca să înțeleagă toată lumea? Înseamnă să ai mai multe venituri la bugetul de stat și aceste venituri să acopere cheltuielile, măcar atât. Asta înseamnă consolidare fiscală. Ce vreau să spun este că noi avem niște deficite foarte mari în acest moment și situația asta nu mai poate continua multă vreme. Deși în România văd estimări care ne duc la orizontul anului 2027 sau chiar 2030, că deficitele vor persista. Avem niște deficite cronice de ani de zile. Și aici fiecare justifică într-un fel sau altul fie existența acestor deficite, fie faptul că ele nu pot fi depășite.
Acum, sigur, România nu mai este aceea din 1920-1921, imediat după război, când aveai o țară în ruină și în care deficitul bugetar în 2 ani de zile a fost eliminat. O să spuneți, bun, a fost eliminat și pentru că atunci nu aveam același sistem de asistență socială, nu aveam cheltuieli, mă rog, comparabile cu cele pe care le avem acum. Da, era o țară în ruină și cu toate astea n-am mai avut deficit în 2 ani. Ce ziceți de asta? Da, interesant. Îmi aduce aminte de o altă statistică. După 1920 aveam România Mare, 500.000 de funcționari și acum avem 1,3 milioane. Cu tot cu calculatoare și... Da, cu tot cu calculatoare. Bine, avem 1,3, atenție, dar nu sunt funcționari publici toți. Bine, o să-mi spuneți că nici pe vremea aia nu erau. Da, sunt vreo 800.000 din câte am. Da, adică de fapt, noi nu avem mai mult de 400.000 de funcționari publici. Restul sunt angajați la stat. Acum, nici atunci nu era o fericire, pentru că aveam un medic sau un învățător la un număr destul de mare de persoane, mai cu seamă în mediul rural, sau poate acolo nu erau deloc în anumite locuri. Deci nu... Foarte greu să faci comparațiile astea. Dar cum am reușit să eliminăm deficitul? Bună întrebare. A fost o disciplină fiscală foarte puternică, o reducere de cheltuieli foarte drastică, dar și o creștere de venituri mari. România avea atunci, să spunem, două bunuri de export foarte mari. Petrolul, țițeiul, de fapt, și grâu. Deși o perioadă România, după război, a importat grâu, n-a mai exportat grâu, pentru că în timpul războiului foarte multe terenuri, suprafețe de teren, fuseseră distruse sau rămâseseră necultivate. Era teatru de operații militare. Petrolul ne-a salvat, în bună măsură. Și un sistem fiscal, probabil mai rudimentar, cum era atunci, cu preceptori fiscali, dar mai bun decât este, sau probabil mai eficient decât cel pe care îl avem noi în momentul de față. Bun, deci consolidare fiscală, foarte puțin probabil că vom putea face în următorul cincinal aici. Da, este foarte greu de a... într-un orizont de timp scurt că se poate întâmpla asta, pentru că ar însemna să intrăm pe un buget destul de auster în care reduci o parte din funcțiile statului sau, mă rog, nu le reduci, dar furnizezi niște servicii la o altă dimensiune. Și atunci aparatul administrativ se reduce semnificativ. Problema însă, atenție, rămâne. Ai foarte mulți lucrători în poliție, care poliția oricum e ineficientă, este un dezastru ce este acolo. Ai un număr comparabil în sistemul de educație și de sănătate, cam 300.000 de persoane, mai mare în sistemul de educație, unde și acolo sunt probleme foarte mari. Și ai în aparatul administrativ, unde nu sunt mulți, atenție, aici este... percepția populației ușor greșită, că nu face separarea între funcționar propriu-zis, care este angajatul, mă rog, e un angajat al statului, și alți angajați al statului care n-au statutul de funcționar public. Unii sunt personal contractual. Lucrează în ministere, lucrează în primării, consilii județene sau în sistemele mari de servicii publice. Educație, sănătate, armată, ordine publică, justiție. Da, vedeți, nici statul nu s-a omorât cu o comunicare corectă. Asta, aici pot să vă mai dau un exemplu cu pensiile speciale, unde au fost incluse și pensiile militarilor. Nu, care sunt pensii de aici, serviciu. Cu pensiile de serviciu, cum le denumește toată lumea, pensii speciale, părerea mea e că puteau să o rezolve mult mai simplu. Da, avem noi o boală în România de a complica lucrurile îngrozitor de mult și probabil că s-a ajuns la o formulă de compromis și negociat. În mod normal ar fi trebuit copiat sistemul Uniunii Europene, unde și acolo sunt pensii de serviciu, dar în care sistemul de contributivitate predomina. Și acolo se dă așa un coeficient de 1,8% din venit,
noi îi spunem punctaj, da? Care se dă după 10 ani, atenție, după 10 ani de lucru acolo, nu sub 10 ani, și care se dublează după următorii 10 ani și tot așa. Și ajungi, dacă ai lucrat 40 de ani, undeva la 72% din ultimul venit pe care l-ai avut ca angajat la o instituție europeană. Nimeni nu stă 40 de ani adevărat, dar sunt cazuri de 30-35 de ani, care înseamnă undeva la 65% din venit. Da? Dar atenție, nu se dă când tu ai ieșit din sistem, ci banii primești când ai împlinit 65 de ani. La noi, nu știu dacă este așa, unii au ieșit la 42 de ani cu pensie. Nu la 65 de ani, cât e limita de vârstă. Și aici este altă greșeală. Da? Da, da, vedeți. Deci nu în sine, sistemul de pensii de serviciu este revoltător, pentru că văd că s-a creat curentul ăsta și s-a generat o frustrare care e tot alimentată în populație. Dom'le, de ce există? Să le tăiem, să le facem, să le dregem. Bun, puteam foarte bine, ușor, ușor să le trecem pe sistem de contributivitate, mărind totodată. Vedeți, la Uniunea Europeană nu spune să stai 25 de ani. Nu spune să stai 30 de ani. Ci spune doar atâta. Dacă ai stat 10 ani, primești atât. Dacă stai 20 de ani, primești atât. Dacă stai 30 de ani, primești atât. Adică condiția este în funcție de cât ai lucrat tu acolo. Fără să-ți impună. Ai vrut să ieși înainte de 10 ani sau la 15 ani, ești sănătos. Îți ușurează și alegerea implicit. Adică știi... Ai o constrângere în mod evident de a rămâne acolo. Dar nu spune, știi că trebuie să ai vechime atâta. Cum se procedează în România și care distorsionează. De ce trebuie să stea 25 de ani? De pildă judecătorul și nu 30 de ani sau 35 de ani. Da, corect. Nu? Adică nu, da. Nu. În Statele Unite un judecător iese undeva la 69 în medie, la 69 de ani. La ce vârstă ies aici în România? Un polițist în Statele Unite stă până la 66 de ani, chiar dacă nu aleargă pe stradă după infractori. Da. Are o altă muncă. Am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, pentru informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt doar Pastia. Nu uitați ce vă spun de fiecare dată la final de emisiune, că nimic nu e gratis pe lumea asta. Totul are un preț, așa că aveți mare grijă. Rămâneți pe Metropola TV.